Farul Constanța a început în forță play-off-ul. Echipa lui Gică Hagi s-a impus în fața lui Sepsi cu scorul de 2-1. Jocul a fost intens, cu situații de gol la ambele porți, însă Farul a deschis scorul prin Grameni, care a înscris cu o execuție superbă. Respinsă pentru Grameni, gol magnific! Grameni dă superb din marginea careului. Sunt fericit că a reușit să marcheze, să mă ajute echipa. Este primul gol al meu în acest an și sper să urmeze cât mai multe pase de gol, dar cel mai important să ajute echipa să devenim campioni. În primele minute ale reprizei secunde, tânărul de 17 ani, Mazilu, a înscris din nou pentru Farul. Interesant, aici ajung ușor în care... Gol! Dubla! Nu este Mazilu! Iar covăsnenii au redus din diferență în minutul 59 prin Tudorie. Ocaziile au curs până la finalul partidei. În minutul 89, Alibec a ratat ocazia de a înscrie golul 3 pentru constanțeni, în timp ce Ștefănescu de la Sepsi a ratat și el șansa golului egalizator. Ei au ratat, noi am fructificat. Am câștigat meciul și trei puncte importante în play-off. Contează rezultatul și trebuie să ne uităm la punctele care le-am câștigat și acest lucru era important. După aceea am avut momente bune și momente mai puțin bune, unde adversarul ne-a dominat. Știam că știu fotbal dacă îi las să joace. Când am scăzut presiunea în jumătatea adversă, e clar că adversarul a venit peste noi și ne-a creat probleme. În rest, mulțumit, fericit, mi-am felicitat jucătorii încă o dată, bravo lor, face niște lucruri fantastice și sper să mergem pe aceeași linie. Farul Constanța este lider în clasamentul din play-off cu 35 de puncte, la 3 puncte în fața CFR-ului, care a făcut egal aseară cu Rapid. Echipa antrenată de Gheorghe Hagi va disputa săptămâna viitoare un meci amical în Grecia cu PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu.